Acțiune după acțiune derulată de polițiștii maramureșeni. Săptămâna trecută, polițiștii au intervenit la peste 400 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate aproape 1200 de sancțiuni contravenționale pentru ilegalitățile depistate și au fost constatate și peste 180 de infracțiuni. Oamenii legii au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. În urma intervențiilor la evenimentele sesizate, precum și a celor 26 de acțiuni organizate, au fost constatate 188 de infracțiuni, fiind prinse în flagrant 14 persoane care au comis infracțiuni. Totodată, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 1119 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 410.000 de lei. Siguranța rutieră și salvarea de vieți sunt de asemenea priorități ale Poliției Române, polițiștii rutieri desfășurând activități pentru creșterea siguranței în trafic. Astfel, în perioada menționată, oamenii legii au intervenit pentru cercetarea a 17 accidente rutiere, soldate cu 26 de victime, iar în cadrul acțiunilor desfășurate au fost reținute 105 permise de conducere și au fost retrase 30 de certificate de înmatriculare.